Avem astăzi un rezultat foarte bun, care arată că se produce schimbarea. Vreau să mulțumesc în această seară tuturor românilor care și-au folosit votul, care au votat, indiferent pentru cine au votat. Vreau să mulțumesc însă, în mod special, sigur, celor care au votat România lucrului bine făcut, care m-au votat pe mine astăzi. Acum este clar că au rămas în competiție doi candidați, eu și Victor Ponta. Este evident, acum pentru oricine, că românii au de ales între două variante. Pe de o parte, România lucrului bine făcut, o Românie normală. Pe de altă parte, România lucrului prost făcut, o Românie a scandalului și a minciunii. De acum, competiția este doar între noi doi, între mine și Victor Ponta. Eu sunt singurul candidat rămas în competiție care este dispus să garanteze independența justiției și statul de drept. Îi chem alături de mine pe toți românii care vor ca legea să fie lege, care nu vor să dea toată puterea în mâna unui singur partid. În ciuda tuturor pomenilor electorale, în ciuda ordonanțelor făcute pentru a crea un avantaj pentru candidatul guvernului, iată că rezultatul arată foarte, foarte clar. Românii au votat corect. Este regretabil să observăm că din cauza proastei organizări alegerilor, în țară și în străinătate, au rămas, din păcate, mulți români care nu au putut să-și exercite dreptul la vot. Au rămas foarte mulți oameni în diasporă, în fața secțiilor de votare, fie din cauza timpului, fie din cauza faptului că nu au existat formulare suficiente. Au rămas, se pare, în țară foarte mulți studenți care, din motive de proastă organizare, nu au putut să voteze. Îi încurajez pe toți să meargă și în turul 2 să voteze. În acest sens, cer Biroului Electoral Central să prelungească timpul alocat votării pentru a da șansa și celor din țară și celor din diasporă să-și exercite dreptul la vot. Românii au arătat clar prin acest vot că vor altfel de politică. Mai este o bătălie de dat pe 16 noiembrie și vom câștiga. Vă mulțumesc! Eu am spus din capul locului și îmi face mare plăcere să repet. Eu sunt dispus și voi garanta independența justiției și statul de drept în România. Am și cu ceilalți membri de dreapta, candidați de dreapta?
de deficiență spre agonia sa la organizarea votului în afară, culpe de dumneavoastră. Este un mesaj pe care l-au și reprezentanții ai putea mai devreme. Dar cred că cineva, până la urmă, trebuie să răspundă de aceste grave nereguli. Am văzut parcă adineauri la televizor că la PSD deja este alt președinte. Ar trebui să răspundă însă și niște miniștri pentru aceste disfuncționalități. Altă întrebare dacă aveți. Acum, în această seară, am discuții cu dumneavoastră și cu colegii din Alianța Creștin-Liberală, pe care i-am felicitat pentru că s-au mișcat excepțional de bine. Toată lumea a fost mobilizată, sunt foarte mulțumit. Dacă vom discuta sau nu cu candidați care părăsesc cursa electorală, vom stabili mâine sau poimâine, fiindcă nu avem rezultatele finale. Le așteptăm cu mare interes. Nu v-am auzit bine. Deci vreau să vă întreb cum stați facultă în momentul de fapt acum prezentă la voci mai mică față de acum 5 ani. Acest lucru teoretic nu prea vă ajută. Da, probabil și din cauza proastei organizări, mulți n-au reușit să voteze. Sper și o să cer autorităților, dacă este posibil, să se miște un pic mai bine aceste autorități și să facă în așa fel încât românii să poată vota în turul 2 toți cei care vor să-și folosească votul. Da. Începând de mâine sau poi mâine, când avem rezultatele, vom lua deciziile care se impun. Vă mulțumesc mult! O seară bună!